încât Câțu, premierul României, a precizat că situația epidemiologică a României este încă una bună, așa că ne permitem o extindere a numărului de oameni la evenimente organizate în exterior. Totuși, nu scăpăm de obligativitatea purtării măștii în interior. Totodată, condițiile de intrare în țară și împărțirea țărilor pe lista verde sau roșie, în funcție de situația epidemiologică a fiecărui stat, vor rămâne neschimbate. Relaxări, nu restricții. Nu scăpăm de mască la interior deocamdată. Sunt relaxări mai mult pentru evenimente în spațiu în aer liber, cu număr mai mare de participanți. Ora nu se schimbă, rămâne tot ora 2 noaptea. Nu sunt foarte multe relaxări. Așa cum arată acum situația, mergem cu ce avem, cu excepția evenimentelor. Suntem încă într-o situație foarte bună, avem și condiții la intrarea în țară pe care nu le modificăm, a declarat Florin cățu. Premierul a reiterat ideea potrivit căruia, este așteptat un al patrulea val de infectare cu coronavirus. De asemenea, Florin Câțu a amintit că în perioada următoare este posibil ca specialiștii să ceară o a treia doză de vaccin. Suntem precauți. Singura pregătire pentru valul 4 este vaccinarea. Rămân vaccinuri și pentru a treia doză. Așteptăm decizia, dar specialiștii se îndreaptă spre acest lucru. Ei ne vor spune că trebuie administrată. Așa arată direcția în care merg discuțiile, a declarat premierul. Valeriu Gheorghiță a vorbit despre versiunea Delta a coronavirusului. Din datele existente, cunoaștem faptul că este mult mai contagioasă și aceste lucruri deja sunt cunoscute. Are o contagiozitate și o transmitere de la o persoană la alta de două ori mai mare decât tulpina inițială parentală, mai mare decât tulpina alfa. În ceea ce privește virulența acestei tulpini, se pare că ar crește riscul de spitalizare de 2,5 ori mai mult decât tulpinile inițiale decât celelalte variante virale de îngrijorare, ca atare cumulând faptul că vorbim în momentul de față de o tulpină care se răspândește mult mai ușor, care are o rată bazală de reproducere a cazurilor de circa 6-7, ceea ce înseamnă că un caz pozitiv generează alte 6-7 cazuri secundare, a precizat coordonatorul campaniei naționale de vaccinare. De asemenea, acesta a menționat că specialiștii se așteaptă la un val 4 de infectare foarte agresiv. Experții acest lucru estimează că, într-adevăr, valul 4 va fi mult mai agresiv decât valurile la acest moment, diferențele fiind legate de nivelul de imunizare din populație, nivelul de vaccinare, cu cât numărul și procentul persoanelor vaccinate este mai mare, și aici mă refer în mod deosibit la persoane vulnerabile, cu atât consecințele negative, traduse prin numărul de persoane spitalizate, numărul de persoane înmise în secția de terapie intensivă și numărul de decese, va fi mai mic. Cu cât numărul persoanelor vulnerabile este mai scăzut ca acoperire vaccinală, cu atât riscul de creștere a numărului de persoane spitalizate cu forme severe și persoane care, din păcate, pot să își piardă viața, a completat Gheorghiță.